Bine v-am regăsit în episodul 83 despre suflete gemene. Astăzi vom vorbi despre ce să faci dacă sufletul gemen nu te deblochează. Și am văzut acest aspect că multă lume vorbea despre că erau blocați, că sufletul gemen nu îi deblochează, că sunt ani de zile în care au fost blocați și nu știu cum să ajungă să se conecteze înapoi cu sufletul geamăn. Dar înainte să vorbim de ce să faci, să vedem cum ajungi în această situație ca să înțelegeți mai bine care este problema. Pentru că, în primul rând, de ce ai fi blocat de sufletul geamăn? Ce cauzează acest lucru? Păi, acest lucru, prima oară, este cauzat de anumite blocaje pe care apar, anumite supărări care apar între voi. În acel loc trebuie să te uiți ce s-a întâmplat. Fizic, ce s-a întâmplat ca sufletul geamăn să te blocheze? Și sunt multe exemple pe care putem să le dăm. Și aici putem să începem cu, să zicem, tu vorbești cu sufletul geamăn și dintr-o dată îi spui că el trebuie să fie cu tine. Când faci asta, el o să zică nu, blochez, dau mai departe. De ce se întâmplă asta? Pentru că dacă nu era relația destul de puternică încă sau nu ați ajuns într-un mod în care să fiți iubiți și iubită și ați ajuns să fiți împreună și după aia încep să forțezi această persoană să fie împreună cu tine, nu o să vrea să fie împreună cu tine. Este logic și normal. Acum, asta nu înseamnă că tu poate nu o să simți anumite sentimente legate de asta sau nu simți că poate sufletul geamăn ar trebui să fie cu tine sau că te simți prost că nu te alege, dar rezolvarea nu este una fizică, ci una emoțională primară care se reflectă după aia într-o acțiune fizică. Exact. De cele mai multe ori, fără să realizăm, ne comportăm într-un mod care respinge sufletul nostru geamăn. Și asta provine din, poate, niște nesiguranță pe care avem, poate niște blocaje, poate niște neînțelegeri legate de ce sunt sufletele gemenele și cum să parcurgem această relație. Însă nu este nimic grav dacă te afli în această situație, se poate rezolva atâta timp cât tu ești dispus să faci niște schimbări în felul în care abordezi această călătorie. Exact. Deci, chiar dacă ești în această situație, nu-ți face griji, cum a zis Alexandra, este o cale de a vindeca, de a trece peste acest lucru. Exact. Și cred că ca să vorbim de ce ai fost blocat, în primul rând, de ce se întâmplă acest lucru, bineînțeles, fiecare aveți povestea voastră și situația voastră externă pentru care s-a întâmplat acest lucru, dar, de fapt, nu contează așa de mult aceste detalii. Contează mai mult această parte emoțională și spirituală, pentru că, din nou, vă aducem aminte, această călătorie, această relație este una care te va trezi din punct de vedere spiritual și trebuie să fii dispus să te uiți la acest lucru, da? Dacă nu vei avea succes, da? Deci vă îndemnăm să vă uitați la acest lucru. Iar de ce se întâmplă acest lucru de cele mai multe ori este pur și simplu o neînțelegere, da, asupra acestei relații, asupra acestei conexiuni și asupra atitudinii pe care tu ar trebui să o ai față de această relație. Da? Și din nou, cum a zis și Laurențiu, una dintre această neînțelegere este faptul că poate încerci să forțezi relația într-un anumit fel, da? Să meargă mai repede, fără ca tu să adresezi de ce nu merge în acea direcție. Da? Și de obicei acolo a forța este un lucru destul de comun, o problemă destul de comună care iese la iveală, dar nu este singura, ca să zicem, neînțelegere care se poate, se poate întâmpla. Există mai multe tipuri de neînțelegeri, ca să zicem așa. Din nou, poate ai niște nesiguranță în tine ca și partener, poate ai niște frici, poate și atunci acționezi dintr-un punct de frică, iar sufletul tău geamă nu este aici să te aline pe tine într-un mod. Nu este aici ca să zică da, meriți să fii iubit. Da, nu, ești o persoană extrem de bună.
Când ești cu sufletul geamă, aceste lucruri trebuie tu să le realizezi pentru tine și să le, cum să zic? Să ți le oferi tu ție. Să ți le oferi, dar să te și comporți din acel punct de vedere. Dar sufletul tău geamă și nimeni de altfel nu va fi vreodată responsabil ca tu să te simți bine. Mm-hmm. În niciun fel. Da? Deci dacă... Mm-hmm. Ideea ta legată de această relație este că sufletul tău geamă trebuie să facă ceva pentru tine, ca tu să te simți bine. Aceasta este o idee falsă despre ce este această călătorie și dacă ai această idee, atunci nu vei putea înainta cu sufletul geamă. Trebuie să îți schimbi această idee. Da? Da. Sufletul geamă nu te poate salva. Este foarte esențial să înțelegeți asta. Sufletul geamă nu va veni un cal alb să vă salveze. Exact, dar nu îți va oferi validare. Dacă, de exemplu, tu nu te simți destul de frumoasă ca femeie, nu va veni sufletul tău geamă să-ți spună că, da, ești mult mai frumoasă sau asta, dar probabil va face acest lucru, dar dacă tu continui să fii, a, nu, eu nu mă simt frumoasă, nu mă, la un moment dat, acest lucru devine extrem de, cum să zic, greu din punctul de vedere al imaginează-ți cum ar fi și pentru tine, n-ai avut niciodată un prieten sau o prietenă sau o persoană în viața ta care tu vezi potențialul sau vezi cât de minunată este acea persoană, dar ea, acea persoană nu se vede pe ea însăși, uh-huh. Da? Și tot continuă să vorbească într-un mod descurajator despre ei înșiși. La un moment dat, tu te simți obosit când ești în preajma unei asemenea persoane. Dacă ești în preajma persoanelor care continuă să vorbească într-un mod negativ despre ei înșiși sau despre alții, dar în special și despre ei înșiși, da? Dacă continuă să nu se respecte pe ei înșiși, să vorbească rău de ei înșiși, dar nu rău într-un fel că te înjuri. Da? E rău în sensul, cum am spus, poate nu te vezi frumos și tu continui să zici despre tine, da, lasă că uite, eu sunt nu știu cum, eu sunt nu știu cum, eu sunt... Și faci aceste afirmații legate de cum ești, într-un mod negativ, atunci, la un moment dat, relația va deveni extrem de lipsită de energie, lipsită de viață și aceste lucruri, cum să zic, secătuiesc iubirea din relație, da? Iar cu sufletul geamăn este extrem de important, da? Pentru că tipare de codependență nu funcționează cu sufletele gemene. Da. Îl respinge sufletul geamăn. Mm-hmm. Deci aici trebuie să înțelegeți că sunteți respingători sufletului geamăn dacă voi sunteți în acest spațiu în care sunteți aveți nevoie de sufletul geamăn ca să vă simțiți bine. Dacă sunteți codependenți, asta înseamnă codependență. Exact. Că tu nu te simți bine decât dacă acea persoană este în viața ta sau face ceva pentru tine. Sau face ceva pentru tine sau îți spune ție că ești bun într-un fel sau altul. Iar, din nou, aceste tipare sunt foarte înrădăcinate în familie, în foarte multe locuri. Deci dacă identifici că ai aceste tipare, nu este nicio problemă, trebuie doar să fii dispus să lucrezi prin ele. Și noi încă vindecăm tipare de codependență în relațiile noastre și între noi înșine, vedem că, bă, uite, da, uite, aceea Laurențiu poate așteaptă de la mine să zic eu că, uite, pot să fac asta. Că pot să faci ceva și se simte foarte prost, da? Și nu este vorba de o decizie așa la comun, în sensul că se uită la mine și așteaptă la mine să-i spun eu lui, da, uite, du-te, fă acest lucru. Nu e normal, da? Uh-huh. Și aceste lucruri se adună și îngreunează relația. Și, bineînțeles, noi vindecăm prin ele când le observăm, uh-huh. Da? Dar, de obicei, ajungi să fii blocat în momentul în care toate aceste lucruri sunt atât de, cum să zic, sunt lucruri principal în viața voastră, uh-huh. Și creează o energie respingătoare, da? Exact. Iar soluția este extrem de simplă și este ceea ce noi am povestit pe acest canal de foarte mult timp, este să înveți cum să cultivi o energie atractivă pentru sufletul tău geamăn prin a te iubi pe tine însuți. Da? Prin a face exercițiul oglinzii și a trece prin aceste supărări și a învăța cum să devii atractivă sau atractiv, da?
pentru sufletul tău geamă. Și în principal este doar aceste trecerea la aceste tipare în așa fel încât să ai mai multă iubire și nu trebuie să ai toată iubirea din univers. Nu trebuie să fii perfect, nu trebuie să nu mai ai niciun pic de tipar de codependență. După cum am spus și noi, încă vindecăm aceste lucruri împreună, dar trebuie să te iubești pe tine într-un asemenea mod încât ești dispus să lucrezi la aceste lucruri împreună cu sufletul tău geamă și să înțelegeți aceste lucruri. Na? Sau tu să ai această maturitate în așa fel încât nu contează dacă sufletul tău face vindecare sau sufletul tău geamă, nu să zic, nu contează dacă sufletul tău geamă face sau nu vindecare sau face exercițiul oglinzii sau, de exemplu, se uită la clasele lui Jeff și Shelia sau se uită la învățăturile Uniunii, la Twin Flame Ascension School, nu contează aceste lucruri. Contează că tu ești dispus să faci acești pași pentru relația voastră. Da. Și în principal, noi din ce vedem, lucrurile se echilibrează în relație, în mod natural. Exact. Și ăsta este un punct foarte bun în care poți să vezi că nu ești o victimă a sufletului geamăn. Dacă sufletul geamăn, cum a zis Alexandru, nu se uită la clasele lui Jeff și Shelia, nu vindecă, nu face nimic, asta nu înseamnă că nu poți face nimic. Asta nu înseamnă că trebuie să aștepți după el. Și asta este o greșeală mare care multă lume o face. Se pune și așteaptă că zice când o să fie sufletul geamăn pregătit. Asta este cea mai mare capcană pe care poți să, în care poți să piști, deoarece voi sunteți unul la bază. Așa că dacă tu aștepți după el, el o să aștepte după tine. Exact. Nu faceți nimic. Exact. Deci aceasta este cheia în a deveni deblocat. Este ca tu să fii foarte proactiv în acest proces de vindecare. Și acest lucru te va face să te simți bine în așa fel încât este vorba de sufletul geamăn, dar o să vezi că e mai mult despre iubirea ta de sine și relația ta cu divinitatea, iar în momentul în care începi să vezi aceste lucruri, va fi mult mai ușor pentru tine să și ai o relație cu sufletul geamăn, pentru că, din nou, toate aceste lucruri pe care le pui asupra acestei persoane, că ei trebuie să fie nu știu cum, nu știu ce, deși unele lucruri poate sunt adevărate, da? Deci știm că sufletul geamăn este menit să fie persoana pentru tine, știm că sunt persoana ideală pentru tine, știm că ei te ajută să te dezvolți, știm că ei te iubesc necondiționat. Însă, dacă tu începi să pui aceste lucruri, da, și nu le lasă să se dezvolte natural în relația voastră, atunci vor exista probleme, da? Cum ar fi să fii blocat. Exact. Și soluția este, cum a zis Alexandra, una foarte simplă, care v-am zis de multe, multe ori, este să iei responsabilitate față de sentimentele pe care le simți legate de această situație și să vinzi. Când faci acest lucru, poți să să simți schimbare. Exact. Și sunt foarte multe exemple în comunitate care ori trecut prin acest lucru. Exact. Ori fost blocați de sufletul geamăn, ori făcut vindecarea, ori fost deblocați. Și se întâmplă și în aceste momente, pentru că mai vezi din când în când pe forumul de pe Facebook internațional, Twin Flame Universe. Da, lumea are mereu succes cu folosind această metodă de vindecare și principiile din învățătura Uniunii. Și puteți să vedeți, comunitatea românească încă nu este atât de activă, în sensul ca foarte multe lume să împărtășească călătoria lor, însă în comunitatea internațională puteți să vedeți mereu persoane care trec prin asemenea lucruri, da? Iar cred că ca să mergem un pic mai în profunzime cu acest lucru, pentru că spunem mereu, da, fă exercițiul oglinzii, uită-te, ia învățăturile Uniunii, uită-te la ele, haideți să vorbim un pic despre ce înseamnă acest proces mai mult. Pentru că, hai să spunem, ok, te-a pus să faci exercițiul oglinzii. Când te poți aștepta să vezi rezultate, de exemplu, la Orențiu? Pentru că asta cred că este un lucru, o întrebare bună, care poate foarte multe persoane o au și ar ajuta să vedem. Da, ok, bun. Păi când o să ai rezultate, în primul rând, ca să răspund la această întrebare, depinde de tine de cât de mult efort pui în acest lucru. Dacă tu faci exercițiul oglinzii numai o dată pe săptămână, probabil o să-ți ia foarte, foarte mult timp. O să-ți ia mai
puțin timp decât dacă ai aștepta, pentru că dacă aștepți nu ajungi oricum, dar dacă faci doar o dată pe săptămână, nu prea o să reușești. Dar să zicem, dacă tu faci exercițiul oglinzii în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, și ești dedicat ca să vindeci acest lucru și în fiecare zi faci, o să ai în cel mai scurt timp posibil pentru tine, depinde de situația ta. Fiecare are o situație diferită, așa că nu putem estima pentru fiecare în parte, pentru că fiecare dintre voi sunteți unici, aveți problemele voastre unice. Exact. Așa că cel mai scurt drum este în a face exercițiul oglinzii cât mai des când apare un blocaj. Dacă faceți acest lucru, ajungeți în cel mai scurt timp posibil. Sunt persoane, ca să vă dau exemple, că doar așa pot să vă exprim acest lucru, sunt persoane care au vindecat și au ajuns după o săptămână. Sunt persoane care au reușit după o lună. Sunt persoane care au reușit, cum au vindecat, după mai mult timp, să zicem jumătate. Da, sunt persoane care poate au stat în acest punct în care au fost blocați de sufletul geamăn, poate pentru un an, doi, trei, doar ca să realizeze că acea persoană era de fapt un suflet geamăn fals și în momentul în care au realizat acest lucru, sufletul geamăn a fost adevărat, a fost imediat în apropierea sau vecinătatea lor, de obicei așa este, sunt wow, da, uite, era aici și relația lor a evoluat mai mult. Deci, ideea este că trebuie tu să fii dispus să vezi care este goalul. Prioritatea, să zicem. Țelul pe care tu îl ai cu această călătorie. Mm-hmm. Da? Pentru că dacă te focusezi doar ca să fii deblocat acum, mâine, atunci probabil nu ai atitudinea sau țelul corespunzător. Mm-hmm. Da? Și atunci nu-ți va fi poate nu va părea că merită să faci investiția necesară de timp și energie din partea ta ca să treci prin aceste lucruri. Da. Dacă tu te focusezi ca țelul tău să fie uniunea și uniunea armonioasă și după aceea viața ta de vis împreună cu sufletul geamăn, atunci trebuie să vezi că trebuie să investești tu, cu tine, da, energie și timp ca să manifestezi acest lucru. Este un stil de viață, am mai spus asta, este un stil de viață, iar ține de cât de mult ești tu dispus să schimbi aceste lucruri, da? Uh-huh. Și nu știu dacă am făcut această analogie într-un podcast trecut, dar știu că discutam cu Laurențiu, de exemplu, ce să facem dacă ai poate 40-50 de ani. Și să zicem că îți ia 10 ani să manifestezi această relația cu sufletul geamăn, uniunea armonioasă, da? Și 10 ani este mai mult, cu mult mai mult decât media din persoanele din comunitatea noastră care se dedică în mod concret acestei vindecări, mult mai mult, da? Dar să zicem așa, doar pentru scepticism și pentru exemplu 10 ani și să zicem că ai 50 de ani, asta înseamnă că la 60 de ani o să fii cu sufletul geamăn. Merită acest lucru pentru tine? Adică acum tu, dacă ai 50 de ani, tu cum îți vezi viața la 60 de ani? Da? Ce vrei tu să faci când ai 60 de ani? Este o întrebare sinceră care trebuie să ți-o pui în minte și vă rog să vă gândiți cum va arăta viața voastră peste 10 ani, mai ales dacă nu schimbați nimic în acest moment și nu o să fiți cu sufletul geamăn. Care este planul vostru? Da? Mm-hmm. Ce vreți să faceți? Care sunt lucrurile pe care vreți să le care vreți să le aveți în viață, da? În acel moment. Și de cele mai multe ori, am dat exemplu de 50 de ani, dacă ai 20 de ani, la 30 de ani, încă ai o grămadă de nu e ca și cum la 60 de ani nu ai o grămadă de viață în față. Dacă e să stai 80, persoane trăiesc până cam 85 de ani, deci ai 25 de ani în viață la 80 de ani. Sunt foarte multe lucruri de făcut, da? Care poți să le faci în cei 25 de ani cu sufletul geamăn. Foarte multe oportunitate acolo, da? Dar mai ales dacă ești și mai tânăr, ce o să faci? Sau ce
care sunt lucrurile care vrei să le faci, cum vrei să arate viața ta, cum vrei să abordezi anumite lucruri în viață serioase, cum ar fi familia, cum ar fi relații, carieră, toate aceste lucruri sunt foarte importante ca tu să le știi. Iar dacă te afli în punctul în care nu știi sau nu te interesează să știi sau îți este greu să te gândești la aceste lucruri, atunci începe acolo. Dacă ai această problemă în acest moment sau acest lucru, îți zic să începi acolo și să te concentrezi nu pe de ce nu vorbește sufletul geamă cu tine, na? Concentrează-te de ce tu nu ai o viziune în viață. De ce nu îți este ție ușor să vezi, ok, ce ai vrea tu să faci? Și trebuie să te cunoști pe tine însuți. Și asta este o chestie, că nu poți să fii cu sufletul geamă dacă tu nu te cunoști pe tine însuți. Pentru că sufletul tău geamă ești tu, sunteți unul, sunteți aceeași conștiință. Iar dacă tu nu te știi pe tine, tu nu știi sufletul geamă. Și de aceea există extrem de multe confuzii. Și de aceea învățătura Uniunii se concentrează atât de mult pe sine și pe cum să te cunoști pe tine. Da? De exemplu, în cursul Romance Attraction, ideea principală este despre cum îți place ție să experimentezi romantismul și să începi să atragi acel lucru în viața ta și să începi să ai o viață mai romantică. Da? În cursul Dreams Coming True este despre ce vise ai și cum să descoperi care sunt visele tale în viață și cum să te concentrezi pe aceste lucruri sau cum să le descoperi și după aceea ce să faci. Da? În momentul în care descoperi care este visul tău în viață, normal că o să-ți fie mai ușor să iei decizii. Da? Chiar dacă poate deciziile sunt greu de luat. Da? Să zicem că poate, nu știu, visul tău a fost mereu să ai, nu știu, o pescărie la Marea Neagră. Dar tu acum trăiești, nu știu, în Oradea și ești extrem de departe de mare, n-ai stat la mare poate deloc toată viața și zici, acum să am eu pescărie la Dunăre, să zicem. Nebunesc. Păi da, poate, nu știu, ai avut o rudă și ai fost foarte inspirat și vrei să încerci, da? Asta înseamnă că toată viața ta la Oradea va trebui să fie smulsă din rădăcini și va trebui să te muți undeva la Dunăre și e mult de lucru, da? Și poate că e desperiat, dar aceste lucruri merită pentru tine, da? Da, aici depinde de tine să vezi că, da, acest lucru chiar merită, da. Dar în principiu ce vreau să mai aduc în minte, că înainte să mergem mai departe cu acest subiect, că ai zis multe lucruri. Da. E podcast, pot să spun multe lucruri. Da. Un lucru care am vrut eu să-l spun, ca să nu trecem peste acest lucru, este că în momentul când faci vindecarea și ai făcut vindecarea completă, atunci se va întâmpla instant această deblocare. Că vorbeam noi înainte de acest proces prin care trebuie să mergi, dar de obicei procesul acesta nu este neapărat de că tu ai făcut vindecarea completă, dar este vindecarea să faci vindecarea completă. Este procesul până când ai face această vindecare. Că mulți poate zic, ok, dar am vindecat, mă simt mai bine acum. Dar încă sufletul geamă nu este acolo. Asta nu este din cauza că, ok, ai completat vindecarea totală, ai vindecat undeva, ai făcut un pas înainte, dar nu este încă complet. Pentru că când faci vindecarea completă, atunci o să vezi sufletul geamă că vine în viața ta, nu o să poți să oprești sufletul geamă în a fi cu tine. Exact. Și aici nu trebuie să vă judecați dacă experimentați acest lucru, că trebuie să vindecați de mai multe ori același lucru. Este un fenomen normal și în învățătura Uniunii vorbim că aceste blocaje sau aceste lucruri sunt blocaje elementale sau fundamentale în relația cu sufletul geamă. Și, de exemplu, unul dintre aceste blocaje este frica de abandonament. Da? Deci dacă tu ai această frică că o să fii abandonat și numai ce o să ai această senzație mereu că o să fii abandonat, o să fii abandonat, poate că trebuie să lucrezi mai mult la această frică ca să vezi de unde vine, să te iubești, faci exerciții oglinzii, te simți mai bine și poate că la un moment dat cum poate să evolueze această vindecare este că ți este frică, că ți este atât de frică că o să fii abandonat încât nici nu vrei să vorbești cu sufletul geamă pentru că tu deja știi, păi de ce să-mi bat capul cu sufletul geamă pentru că oricum o să mă abandoneze
și n-are rost. Da? Deci așa că mai bine îmi păstrez eu viața în siguranță și inima în siguranță, pentru că nu vreau să fiu rănit și nici nu o să vorbesc cu aceștia deloc. Da? Și asta poate este momentul în care tu te afli aici dacă ai acest blocaj și este în regulă. Odată ce începi să vindeci, poate că începi să ai ceva comunicare sau ai ceva interacțiuni cu sufletul geamă, dar încă, de exemplu, nu sunteți împreună, da? Și tot încă ți-e frică că o să fie abandonat. Acum, poate nu ți-e așa de frică că o să fie abandonat atât de tare încât nici măcar nu poți să ai o conversație normală. Dar, de exemplu, ok, poate eu și sufletul geamă putem să fim prieteni, dar nu o să vreau să fim într-o relație sau mi-e frică să am un angajament de tip suntem într-o relație pentru că o să fiu abandonat, da? Deci n-are rost să fim angajați în felul acesta. Suntem mai bine dacă suntem poate prieteni sau numai colegi de servici și povestim noi așa ha-ha-ha, hi-hi-hi și mă simt bine că pot să iam la acest nivel în viața mea, dar nu vreau nimic mai apropiat pentru că mi-e frică că o să fiu abandonat. Deci este exact aceeași problemă. În prima fază ți-e atât de frică că o să fie abandonat încât nici nu poți să vorbești cu ei. În a doua fază e ok să fie apropiați sau cât de cât apropiați, însă nu foarte apropiați. Da? Și trebuie să mergi mai în profunzime cu exact același blocaj ca să vezi ok de unde vine. Da? Deci de obicei sunt lucruri diferite care apar în vindecarea cu exercițiile din zi. Da? Deci așa știi că faci progres. Da? Și la un moment dat poate sunteți într-o relație serioasă, dar abandonamentul apare în alte moduri, poate legat de căsătorie sau poate legat de angajamentul într-un anumit proiect împreună pe care vreți să-l faceți, o anumită decizie în casă, da? Și zice, păi nu-mi bat capul cu chestia asta, că suntem bine, suntem într-o relație, suntem fericiți, dar o să mă abandoneze dacă vorbim prea mult legat de, nu știu, partea financiară. Așa că nu-mi bat capul să vorbesc, da? Și din nou, vedeți cum puteți să fiți și într-o relație și încă să experimentați niște frici de abandonament în funcție de lucruri, da? Care apar. Deci, așa știi că faci, că înaintezi în aceste, cum să zic, în vindecarea acestei răni mai profunde a abandonamentului în viața ta, da? Și vei vedea progres, da? Doar că, din nou, trebuie să fii dispus să vindeci prin aceste lucruri și să înțelegi că este normal. Cred că foarte multe persoane se confruntă cu asemenea frici sau cu asemenea situații, așa că nu e nimic ireparabil sau neregulă sau anormal sau ieși din comun, dacă ai o frică să fii abandonat, nu este nimic. Da, este doar un lucru și poți să lucrezi prin el. Da? Și noi am lucrat prin acest blocaj. Da? Exact. Deci, când vine vorba de acest subiect, doar ca să-l aducem înapoi la ce am pus inițial această întrebare, cu ce să faci. Cred că am explicat foarte mult, foarte în amănunt de ce să faci aici, cum să să te apropii de acest subiect și cum să-l abordezi și de vindecare, desigur. Noi suntem aici ca să putem să vă ajutăm. Puteți oricând să vă duceți în descriere, să vedeți acolo link-urile de la website-ul nostru ca să intrați în grupul nostru de coaching sau să intrați în contact cu noi ca să putem să vă ajutăm. Exact. Și cred că pași concreți care puteți să-i faceți este să vă duceți pe twinflamesuniverse.com și să luați Twin Flame Test. Dacă nu l-ați făcut testul pentru suflete gemene, Twin Flame Test pe website la ei, vă recomand să faceți acest lucru, pentru că primiți o grămadă de resurse care vă vor ajuta să înțelegeți conexiunea cu sufletul geamăn. Și din nou a zis și Laurențiu, în descrierea noastră veți putea vedea cum puteți să lucrați cu noi și în descriere o să găsiți și un link către o ședință introductivă cu Laurențiu de 15 minute, complet gratuită, doar veți avea un apel să vă faceți înainte să intrați în acest lucru, să vă luați aplicația de Zoom. Dacă aveți nevoie de ajutor, puteți oricând să ne scrieți sau să căutați pe Google. Sunt informații de cum să aveți această aplicație. Este gratuită. Exact. Și
după ce faceți această programare, voi veți primi pe e-mail acolo adresa de Zoom, unde să intrați, linkul de Zoom, unde să intrați să vă deschidă, să veniți în meeting. Dar această întâlnire se va întâmpla la ora care ați selectat-o. Tot timpul va fi în ora voastră, timpul pe care îl veți vedea. Exact. Deci puteți să aveți o consultație gratuită, doar ne vedem, discutăm și vedem cum putem să te ajutăm pe tine în mod personal, cu situația ta. Cred că ar fi bine dacă vii în aceste consultații să fii pregătit să ne spui așa în, pe scurt care este problema, unde te afli acum cu sufletul geamăn, ce se întâmplă, de exemplu, n-ați comunicat, ați avut conexiune înainte și n-ați mai comunicat de X ani și vrei ajutor și noi te vom putea ghida către următorii pași în această călătorie. Da. Bun. Deci, aceasta este discuția de astăzi. Sper că v-a ajutat, sper că a fost mai profundă decât ce am făcut până acum. Uh-huh. Ați primit mai mult ca să puteți să depășiți acest obstacol. Uh-huh. Bun. Cu asta spuse, o să ne auzim data viitoare. Nu uitați să ne dați un like, să lăsați un comentariu dacă aveți ceva să ne spuneți sau ceva să întrebați și să nu uitați să vă abonați la canalul nostru YouTube dacă n-ați făcut asta până acum. Până data viitoare! Până data viitoare!